Dar după cum știm, după cum am auzit dimineața la Sfânta Liturghie, Evanghelia Duminicii de astăzi este atât de greitoare și totuși atât de greu de înțeles. De asta Mântuitorul, în mod deosebit, a spus că cine are urechi de auzit să vede și ochi să vadă. Așa vorbim de... toți avem urechi. Mai mulți am mai puțin auzit. Adică vorbim așa, la normal, cum spune. Și Părintele chiar azi spunea Părintele Badă că chiar va ajuns timpul, chiar și cei care nu aud și cei care nu vorbesc o să participe la Sfânta Liturghie. Deci știți că este comunicare și aia prin gesturi, nu știu cum se cheamă. Da, gesturi, așa. Și care m-a uitat, m-a uitat și-o pe Facebook și am văzut că era Părintele Ilie, nu știu cum. La Pitești. Da, la Pitești, undeva. El a fost primul dintre primii care o pus la punct, știi, și el a făcut printre primele. Acum sunt mai mulți preoți care în diferite zone, așa. Deci, nu mai poate nimeni să zică că nu am posibilitatea să... Și acum ați văzut că chiar și la știri, la știri de mai importat, deci este cineva care, tot așa, în alfabetul ăsta, mă rog, unii știri sau spune prin ca toți, fie la curent cu ceea ce se întâmplă. Dar vedem că și apostolii și, deci, așa, cum să zicem, toți au rămas așa cumva. Și atunci Mântuitorul și le-a zis apostolii. Și vouă a fost dat să cunoașteți tainele Împărăției Cerului. Cred că suntem de acord că dacă Dumnezeu s-a îndurat de fiecare, la vremea potrivită, așa, și fiecare, după măsura credință fiecăruia, deci ne-a ajutat să cumva s-au deschis interesul, sau cumva s-au deschis urechile, totuși să auzim și noi taina și asta, deci ceea ce vrea să spună. Și așa cum spune cele patru pământuri, unul dintre evangheliști spune că au rodit 100%, altul zice că au rodit 30, 60 și altul 100%. Deci și vedem din direm, cam așa se întâmplă. Deci, cum să zicem, sunt oameni care, cum să zicem, deci, și dacă ar fi să spunem în biserica noastră, chiar sunt. Biserica ortodoxă, deci este călugăria care renunță până la tot urmă de actor, așa, sărășia de bunăvoie, deci casitatea și tăierea voiei. Deci, într-adevăr, sunt care pun în practică. Bine, fiecare cu mântuirea, adică chemarea lui. Că nu toți se îndernicesc. Exact așa cum spunea Părintele Arsenie Papașoc, că atunci când se hotărâse el să ducă la mănăstire, era tânăr și era într-un cer de prieteni. Era atunci, foarte frecventat un partid politic, dar nu mă înșel eu, așa, și mulți zic, ce te duci în mănăstire? Că și acolo sunt căderi, și acolo sunt probleme, și acolo... Și a zis așa el, da, într-adevăr, am văzut și căderi, am văzut tot ce a spus, dar am văzut și oameni sfinți. Deci, sunt și oameni care sunt cu toată, cu toată inima, deci caută să slujească cu Dumnezeu. Și din Dumnezeu chemarea noastră, familiei, care așa, deci pe care s-a îndurat Dumnezeu și cât de mult ar trebui să mulțumim și totuși să bine ar fi să fii 100%, dar și 30%, așa cum spune Matei Vacă, deci îi mulțumitor și 30%. Deci fiecare după măsura credinței lui. O să mai vorbească, o să citim câteva versete de la 1 Epistola Sfântului Ioan, capitolul 2,
cu versetul 8 să începem. Se zice așa. Totuși vă scriu o poruncă nouă. Lucru care este adevărat, atât cu privire la El, cât și cu privire la voi. Căci întunericul se împrăște și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urește pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Am văzut cum rodesc, am văzut cum cuvântul seamănă, cred că mai mult ca oricând cuvântul în vremurile noastre. Deci până în ultimul trip în Amazon, deci sunt misionari, sunt care le aduce vestea aceasta a Evangheliei. Noi, ca popor, aveam pretenții bine când s-a născut poporul român, s-a născut și creștin. Și, cel puțin, analele istoriei nu dă dovadă asta. Fiindcă știm, după și anul 106, după și căzut Dacia, Traian, între Dunăre și lanțul Carpați, adică Câmpia, Oltenii, Cureștiul, deci până la Dunăre, până la Mare, deci au băgat colonii de creștini, din toate, din Etiopia, din toate țările, fiindcă era o zonă tampon. Văd că dacă cumva nașii schiți și toți cei care erau în nord să v-au răscula și așa, deci să fie în zona de tampon, între munți și Dunăre. Și atunci și care au fost aduși coloniști care erau creștini, și cu poporul băștinaș, deci au ajuns la o scriere, la așa, și până la urmă s-au născut, adică s-au format, deci, creștinismul, fiindcă erau mai mulți aduși coloniști, și în timp s-au fost, bine, au fost și prin Sciția Mică, prin Dobrogea, au fost Sfântul Apostol Andrei, dar au fost, că erau fost prin Sciția Mică, prin Constanța de azi, până în Crimeea, până în Sciția Mare. Deci nu au pătruns în Imperiu, în partea asta. Dar învățătura importantă este că lumina s-a răspândit. Ei, și noi ne-am născut ca popor și creștin. Deci, nu știu ce, au fost unguri sau au fost ruși, sau alte popoare de jurul nostru, care au fost încreștinați cel puțin ruși și unguri cu câteva sute de ani. Așa, și de asta un mare istoric francez a zis așa, România este o minune existența ei, că suntem o insulă între slavoni. Deci să nu zicem noi latini, aici zona asta, toți în jurul nostru sunt slavoni. Bulgarii, sârbii, ungurii, așa, ucranieni și așa, deci popoare slavice. Deci, și totuși am rezistat în decursul istoriei, de când se cunoaște istoria ca popor, și Dumnezeu ne-a purtat de grijă ca popor. Și sunt atâtea dovezi cu unii domnitori, cum îi știm, unii care sunt. Am învățat chiar și la școală despre ei, și în mod deosebit Ștefan cel Mare, care... Bă, dar nu numai el, deci a fost Mihai și Mihai Viteazu, care au căutat să unească cele trei provincii. Mă rog, istoria e foarte frumoasă și este bine să o știm. Că așa zice, cine nu-și cunoaște istoria, n-are prezent și n-are viitor. Fiindcă a fost odată o problemă tot cu deșidele noastre de la vest, nord-vest, la Ungurii. Și, mă rog, pretindea că ei s-au stabilit înaintea noastră. Deci, în zona asta. Și atunci, neavând dovezi istorice, istoria spune că ei, prin jurul anul 900 și ceva, au emigrat, au trecut peste români, hunii, și s-au stabilit în Câmpia Panonie. E bine, în fine, și de asta este bine, dacă nu era aceste informații istorice, și ei, și acum o parte dintre ei, deci naționalismul e floare. Știm lucrurile astea.
Ei, Sfântul Ioan deci spune lucrul ăsta clar, că lumina adevărată și răsare chiar. Și într-adevăr, dacă privim, așa vorbim, tot istoria ne dovedește că popoarele care s-au încreștinat și care au primit Evanghelia, deci, ce-a zis democrație și asta, deci au fost, cum să zicem, binecuvântate Europa, cel puțin Europa, așa, față de alte continente și de alte, de alte popoare. Așa, până așa, cine zice că este lumină și urește pe fratele său, este încă întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, sau rămâne, cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Și n-aduc aminte odată părintele Vasile Tanasă spunea la predică, era ceva cu vorbă, ceva, deci, cumva de Evanghelie, și o zis el așa că a fost cândva, sunt mai mulți înțelepți sau mai mulți așa teologi, s-au întrebat că care ființă de pe pământ vede mai bine? Așa, unii zicea că vulturul, și așa zicea că vulturul, că așa s-a amintit, că vulturul vede de la 300 de metri înălțime și un eșel și jos. Și vine și urmânează, știm cum suntem. Așa, alții, mă rog, bufniza, fiecare cea. Și atunci un copil nu mai înțelept, o să așa, nu. Ochii plin de ură vede cel mai bine pe aproape de său. Că chiar și unele gesturi care nu sunt reale, el vede că acum ar fi împotriva lui. Deci, au fost în legătură cu Evanghelia, așa, să scrie, adică ochii plin de ură, vede cel mai bine. Și, cred că poate am avut noi ocazia sau trăiești noi în momentul de-astea, că atunci când am murit cineva, că nu se poate, ca oameni au fost probleme. Și aseară s-au amintit că dacă nu ne rezolvăm problema cu uniață, dar nu păcătuiți. Așa, dacă nu ne rezolvăm problema până la apusul soarelui, rămânem pe noapte și rămânem așa, s-ar putea ca noaptea să nu ne fie speșnic bun, cum se spune. Așa, deci, cum să zicem, manifestația aceasta, deci, aude și e contrariu Dumnezeu, Dumnezeu ce este? Dragoste, nu? Este dragoste. Este lumină. Așa. Ei, și atunci, deci asta, păcatul cel care ne luptă pe fiecare parte, este acesta, de cum zic, cu noi înșine, ca să putem să ajungem să iubim pe aproapele nostru. Mântuitorul zice ceva mai mult. Și te mai iubit? Dușmanii noștri. Dușmanii noștri. Ei, cum să zicem, nu-i ușor lucrul ăsta, dar nu-i imposibil. Nu-i imposibil. Și într-adevăr, în decursul istoriei, au fost oameni care, așa, începând cu arhidiaconul Ștefan, când ei arunca Mântuitorul și arunca cu pietre și zice, Doamne, iată-ne, păcatul Sfântului și poate. Așa. Dar cine urește fratele său, este întuneric și umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Și zice acolo așa, dacă ochiul tău este rău, tot trupul. Ei, cum să zicem, de aceasta, Mântuitorul chiar așa a zis, cine are un urechi de auzit și voi să vadă lucrurile astea. Deci, pentru noi să vorbesc, că spune că vouă a fost dat să cunoașteți taiele Împărăției. Și eu s-a cântat cântarea care a fost într-o gorul. Deci am văzut cât este de lucru în jurul nostru. Așa, vă spun părinților, fiindcă ați cunoscut pe Cel ce este de la început și vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău
v-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe Tatăl. Sar care, Părtorul Dumnezeu, am putut să ajungi la adunarea de la Iași, am văzut că cam în jur de 75% erau tineri. Tineri, deci începând de la 4-5 ani, care copilașii care au avut o piesă acolo, care așa, ceilalți care așa, deci erau tineri. Chiar și i-am zis lui părinte din Manole, că a zis, părinte, de acum mă dare trebuie să te faci butar. Și el zis, da, de ce? Păi ea e atâta aluat, știu să-i dai formă. Că într-adevăr, ea și majoritatea sunt tineri. Așa. Și spune, v-am scris tinerilor, așa s-a început, așa, v-am scris părinților, v-am scris tineri, fiindcă sunteți tari, și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și a biruit pe cel rău. Fiindcă zici acolo, ceea ce vezi când ești ionic, nu vezi când ești luat. Când o tânără, o minte tânără, că știi că orice se învață la tinerețe. Începând cu gimnaziul, liceul, facultatea, când te duci la facultate la 70 de ani, nu poți să mai ții pas cu cei de 23, cei 20, așa. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Aici e o problemă care e pământul al treilea, așa, la un spin. Și mulți parcă cum să suntem cam în felul ăsta. Deci există spic, faci o formă, dar rod, și deși din îngrijorările, problemele și astea, deci ne ia timpul și Mântuitorul și-o spune, nimeni nu poate sluji la doi. Deci cum să zicem? Că poate cum zic eu, deci chiar se plângea un frate mai vestit, așa, problema unor copii din familie, că a zis că îi pare rău că i-a asigurat prea multe lucruri materiale, unii așa, și acum nu mai vine nici la adunare, nici la biserică, s-o dat în afaceri, știu eu. Așa, și așa este. Așa este. Că dacă tu când mai era prin piață, adică ce putea atunci să vă vândă, cum era cu tarabii, cu astea, și era frate, foarte știu, șerge. Așa, și unul din Pașcani, știu. Da, și mă rog, când s-o necăsătorii de el, soția lui avea tarabii astea. Și de foarte multe ori, timpul liturghiei era la tarabă, știi? Ei, puțin sunt care așa, care duminica s-au zis sărbătoare, deci nu, chid tarabă. Sunt câțiva pașcani, plus și eu, care duminica s-au zile mari, deci se mai întâmplă la Ilie, la din piața aici, cunosc o familie, mama lui Marie, cei care cântă la da, care, deci, dar în restul se întâmplă că preocupare. Că doar zicem că, așa zicem, că doar, mă rog, trebuie să ne meargă afacerea. Dar dacă privim în tot chiar în istoria bisericii, așa, deci începând sfinți mari, părinți care cunoaștem noi, Sfântul Vasile, Sfântul Grigorie, Sfântul Ioan și mulți alții, care au provenit din familii bogate. Ce-au făcut prima dată? S-au vândut moștenirile și astea și s-au retras în mănăstiri. E, și-au rămas părinți duhovnicești. Au rămas cei care sunt alături, care și astăzi deci ne rugăm în cadrul ei. Au rămas târcuirile la Evanghelie și atât în Biblia, și așa mai departe. Așa, da, nu iubiți lumea nici lucrurile de lume, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor,
Lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Deci, aici putem face comparație, știi? Ce este mai benefic pentru viața noastră spirituală, unele afaceri sau voia lui Dumnezeu. Mai citim numai două versete. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să-l vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Că dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Și au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Știm că a spus Mântuitorul, n-am ales o 12. Și totuși, unul a fost, nu știu, am auzit pe părintele Rafael Noica, care a mai auzit conferințele lui, și chiar vedea cum a vrut Mântuitorul să-l prevină, deci zic eu, chiar să ierte păcatul lui Iuda. Chiar să ierte păcatul lui Iuda. Dar, cum să zic, l-a numit prieten. Nu? Prietenii, și ai de fă. Când a venit în grădina Ghetismani, ce-a zis? Cu o sărutare, din stupsemul tău? Ei, ce-a făcut el? S-a căit. Când a văzut, s-a dat seama că a vândut sârși de vinovat, s-a aruncat agenții în templu, dar s-a pierdut nădejdea. Și vedem, de așa trebuie să avem o credință cu nădejdea. Rămânem așa, știm lucrurile astea, așa, deci rugăm frații care sunt îndemnați, care sunt, că așa să vină să ne mărturisească din Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă nu sunt pretenții de predicator, nu sunt pretenții. Deci, doar cum spuneți Sfântul Pavel, voi sunteți vreniși să vă sfătuiți unii pe alții, slăviți fiind Domnul. Amin.